Până mai rămâne unul credincios într-o cetate, e o nădejde că pedeapsa de la tot se va abate. Dar când nu mai este nimeni mâinile spre cer să-și țină, cine mai oprește focul și urgia să nu vină? Amin, slăviți-o Domnul. Dacă ce începe, Părinte, iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că într-o zi ca astăzi ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Ieșit asemănătorul pentru că el a știut. Oriunde merge, în orice cetate, în orice biserică, în orice adunare intră, mai este unul credincios într-o cetate. Nu cetatea toată, mai este unul credincios într-o cetate. Când s-a apropiat de fântâna lui Iacov, Hristos a știut că mai este unul, o femeie, nu o femeie. Nu era o cetate, nu o femeie, dar mai era cineva credincios într-o cetate. Și a venit înaintea lui Iisus. Și când femeia l-a văzut că Iisus s-a umplut de Duhul lui Iisus, de Duhul Sfânt, și a ajutat toată cetatea la el. De ce l-a dus până atunci? Pentru că încă nu s-a întâlnit cu Iisus. Întâi trebuia să întâlnească cu Domnul, întâi trebuia să întâlnească cu Dumnezeu, și Dumnezeu să o umple de putere. Și să meargă înapoi în orașul ei, în cetatea ei, ca să spună oameni, l-am văzut pe Hristos. Veniți să vedeți că am găsit pe Hristos. Pentru că mai vrea și unul într-o cetate, mai era o femeie într-o cetate. Când Iisus a intrat într-o altă cetate, îi iasă înainte un iair. De departe, Iisus știa că mai este unul într-o cetate, era un iair care plângea, Doamne, fiica mea pe moarte. Dar Iisus de departe, înainte de apropia, îl întreba, ce vrei să-ți fac? Iair a spus, Doamne, fiica mea pe moarte. Vin slujitorii și spun, nu mai chema pe învățătorul, că fiica ta a murit. Iisus numai se uită la Iair și îi spune, nu te teme, crede numai, fiica ta n-a murit, fiica ta nu mai doarme. Și așa a fost cambiat. S-a apropiat de altă cetate Iisus, pentru că a știut că mai este unul credincios într-o cetate, un sutaș. Și când Iisus a apropiat de sutaș, de departe l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Și sutașul a spus, Doamne, sluga mea e pe moarte. Și sutașul, ține numai un cuvânt, și sluga mea se va tămădui. Și sluga lui s-a tămăduit. De ce? Pentru că mai era unul credincios într-o cetate. Mulțumim lui Dumnezeu. Că în biserica din Bozovici mai există unul credincios într-o cetate. Că în biserica din Bozovici mai este un preot, mai există o adunare, mai există niște frați, niște surori credincioși într-o cetate. Și în fiecare an știu și aduc și adună. Știu că vine Iisus, trece Iisus. Și se adună în biserica lor și în adunarea lor. Mulțumim lui Dumnezeu. Ce vrei să-ți fac? Îl întreabă Dumnezeu pe Solomon. Solomon, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau? Și Solomon îi zice, Doamne, să-mi dai înțelepciune să pot conduce poporul acesta. Cornelie, ce vrei să-ți facă, îl întreabă Noul Testament, pe un credincios Cornelie, care în fiecare seară se ruga. Ce vrei să-ți fac? Pentru că rugăciune și milostenile tale s-au suit la cer. Mai era un credincios într-o cetate. Era un Cornelie, care nu știa să predice, să cânte, nu știa să spună rugăciuni atâtea. Ea aducea numai rugăciuni și milostenii. Și a venit o zi, când s-a văzut că în cetatea unde era Cornelie, era un credincios într-o cetate, că Dumnezeu se coboară, ce trimite un înger, ce vrei să-ți fac? Pentru că rugăciuni și milostenii tale s-au suit la Dumnezeu. Iată ce înseamnă importanța unuia credincios, unul credincios într-o cetate. Nu cum ne imaginăm noi, că sunt cu mii, sunt cu sute. Unul care se aprinde miile. Dumnezeu caută unul care se aprinde și pe ceilalți. Unul care se aducă și pe ceilalți. Unul credincios într-o cetate. Ca să primească Duhul lui Dumnezeu. Se apropie Dumnezeu de Elisei. Un copil care ara cu 12 perechi de boi. Ce mare! Era dorința și era cum e asta după pământ. 12 perechi, cu 12 perechi de boi era. Ce mult investea în pământul acesta, în viața aceasta. Dar a venit vremea când semănătorul s-a apropiat și de Elisei. În Ilie când s-a apropiat și aruncă manta urma peste el. Pentru că mereu lucrurile nicio societate. Nu numai semănători de
cu boi, cu pământul, nu? Mai era unul credincios de cetate, cu o inimă sfântă, cu un Duh Sfânt. Elisei, ce vrei să-ți facă? Și Elisei a învățat ceva să spună. Puterea îndoită din Duhul tău. Iată că mai era unul credincios într-o cetate. Iată ce caută Dumnezeu, unul credincios într-o cetate. N-ai vrea tu să fii acela. Dumnezeu te cheamă astăzi să fii un preot sfânt, credincios, unul credincios într-o cetate, un frate sfânt, o soră sfântă, unul credincios într-o cetate, ca să poți să-i aprinzi și pe ceilalți, să poți să-i aduci pe ceilalți la Dumnezeu. Pentru că așa lucrează Dumnezeu, prin sfinții Lui, prin aleșii Lui. David îl întreabă Dumnezeu, pe David, tu ce vrei să-ți fac, David? David știi ce spune? Doamne, du-mă pe stânca pe care eu nu pot ajunge, că e prea înaltă pentru mine. David știa, chiar e strad. E un om. Și lupta cu Satan n-avea nicio șansă. Dar a știut cum să-l grească pe Satan. Du-mă pe stânca pe care eu nu pot ajunge, că e prea înaltă pentru mine. Și Dumnezeu l-a dus pe David, pe stânca care nu poate ajunge. Atunci când ursul sau leul venea să-i fure un miel din turma lui David, David nu fugea de leu, nu fugea de urs. Fugea înspre și leu, numai l-atingea pe urs și pe leu. Și ursul și leu mureau și căteau. Pentru că pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut pe David să ajungă peste la stânga care nu poate ajunge, unde diavolul nu putea să-i facă, ci Dumnezeu l-a umplut de putere. Atunci când lupta cu vrăjmașii care furau oile sau mei, el avea putere în el. Pentru că acolo, în turma aceea, în cetatea aceea, în adunare era unul credincios într-o cetate. Te cheamă Dumnezeu astăzi și pe tine, că vrea să te facă unul credincios într-o cetate, unul credincios într-o familie, un tată credincios în casă, o mamă credincioasă în casă, un frate credincios în adunare, un frate credincios în biserică, o soră credincioasă în adunare și în biserică. De ce? Ca să lupți. Și pentru ceea ce nu știe lupta. Să-l aduci la Dumnezeu și pe cel ce nu poate să vină. Să aduci și pe cel care șchioapă-te și pe cel care nu știe cum să vină. De aceea te cheamă Dumnezeu să fii un preot ales, un preot sfânt. Unul credincios într-o cetate, unul credincios într-o biserică. De aceea te cheamă Dumnezeu astăzi în adunarea Lui și în biserica Lui. Ca să învățăm de la Dumnezeu ce înseamnă până mai rămâne unul credincios într-o cetate. Eu ne trebuie că pedeapsa de la toți se va abate. Când de vreme a fost acel Lot și familia lui în Sodoma, pentru el, Dumnezeu a oprit focul să nu vină cât Lot era acolo. Numai după ce Lot și familia lui au fost scoși din Sodoma și din Gomorra, numai după aia a venit prăpătul și focul, ca să nimicească pe cei de credincioși. Pentru că între ei mai era unul credincios, chiar dacă prin rugăciunea lui Avram, dar mai era unul care trebuia scos de acolo. Iată ce ne cheamă astăzi Dumnezeu să fim. Unul credincios într-o cetate, unul credincios într-o casă, unul credincios, dar unul credincios cu adevărat. De câte ori s-a apropiat Hristos de oameni, de un om șchiop, îl întreba, tu ce vrei să-ți fac? Doamne, spunea omul, să umblu. Du-te, umblă, credința ta te-a mântuit. Omul nu știa. Care în el o credință, care poate mântui. Du-te, spune ologului sau șchiopului. Du-te, umblă, credința ta te-a mântuit. Omul nu știa care are atâta credință cât să poate fi mântuit. Dar a cuvântul Hristos. Întâlnește Domnul Iisus un orb. Tu ce vrei să-ți fac? Doamne, zice, orbul să văd. Vezi, spune Hristos. Dar credința ta te-a mântuit. Omul a rămas mirat. Că el nu știa că are atâta credință, că există atâta credință și în el, încât să vadă, dar la cuvântul lui Dumnezeu. Și mereu când a întâlnit pe oameni sau alți bolnavi, tu ce vrei să-ți fac? Femeia cu scurgeri de sânge, bolnavă, care era pe moarte, că își cheltuiește toți banii cu doctorii, nu mai avea niciun bani, tu ce vrei să-ți fac? Numai să mă ating de poala hainei lui și mă voi tămădui, numai să mă ating. Nu, niciun cuvânt nu i-a trebuit să-i zică. Nu i-a trebuit, cum i-a cerut sutașul, ții un cuvânt, cum i-a cerut Iair, vină în casa mea, ea n-a cerut nimic. Iar mă, să mă ating. Și mă voi tămădui. S-a ating și s-a tămăduit. Pentru că mai era unul din nicio societate care a știut că a venit semănătorul să semene sămânța sa. Dar ea
femeia avea inimă pământul cel bun. Iair știa că e pământul cel bun în inima lui, sutașul știa că e pământul cel bun. Și ei vorbeau cu Hristos de la distanță. Nu trebuiau să vină să-i cadă neapărat la picioare. Ei știau că se simțeau, se înțelegeau. Ce vrei să-ți fac? Credința ta te-a mântuit. Prin asta Dumnezeu încerca să învețe pe oameni să pună și omul întrebarea: Doamne, Tu ce vrei să-ți fac? Tu ce vrei să-ți dau? A fost un om, era Saul, care după mintea lui, după școala lui, după diplomele lui, avea scrisori de puternicie să omoare ucenicii lui Hristos. Se mergea din cetate în cetate cu sebii și cu armate și cu soldați și ucidea toți ucenicii lui Hristos. Până într-o zi, când s-a întâlnit cu semănătorul. Pentru că nici Saul nu știa că în inima lui pământul cel bun, dar pământul ăla bun care era, făcea rău. Și a orbit, Dumnezeu l-a orbit. Și după orbire, Saul a pus o întrebare: cine ești Tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Dar apoi pune o altă întrebare. Și atunci, ce vrei să-ți fac? Și atunci, ce vrei să-ți dau? Saul pune o întrebare: ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau? Primul om care vine la Dumnezeu și pune o întrebare și el. Pentru că auzise de la Domnul că pe toți îi întreba: Tu ce vrei să-ți fac? Tu, mamă, ce vrei să-ți fac? Tu, tată, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau? Saul a învățat și întreabă el pe Domnul: și atunci, ce vrei să fac? Nu știa ce să facă. Bine, dar rău știa. Rău făcea, dar bine nu știa. Dar a venit o zi că s-a întâlnit cu semănătorul și că pentru că a avut pământul cel bun în inimă, a întrebat: ce vrei să fac? Și Domnul Iisus îi dă un răspuns simplu: du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Atât a spus. Nu i-a spus: mergi în coate, în genunchi, mergi în târâș, mergi în... Nu i-a spus: du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Ce cuvânt de neînțeles. Păi orb cu mâini, orbit. Cum să se întoarcă? L-au luat alții, l-au dus în cetate. Dar acolo cetatea a învățat ceva singur. 3 zile n-a mâncat și n-a băut nimic. Nu era obișnuit cu postul. Nu se postea pe vremea aia. Atunci numai să omorau. Și omorau frate și omorau ucenicii lui Iisus. Dar a început cu postul. 3 zile și 3 nopți n-a mâncat și n-a băut nimic. Și atunci a venit un ucenic trimis de Domnul, Filip, și a spus: frate Saul, Domnul Iisus m-a trimis să ți deschide ochii și să te umpli de Duhul Sfânt. Și Saul i s-au deschis ochii și s-a umplut de Duhul Sfânt. Și s-a născut un alt om în el, s-a născut Apostolul Pavel. Pentru că s-a întâlnit cu semănătorul care și să se semene sămânța sa. Și sămânța care a semănat atunci a găsit pământul cel bun. N-a fost nici piatră, nici stâncă, n-a fost nici spin. Pentru că suferința și necazurile au făcut o inimă sfântă, o inimă curată, care a întrebat, care a avut curaj să întrebe: Doamne, ce vrei să fac? Simplu, du-te în cetate și să vă spune ce trebuie să faci. Simplu și astăzi, du-te în biserică și să vă spune ce trebuie să faci. În Sfânta Liturghie, în Sfintele Slujbe, să spune mereu, să citește Evanghelia, să spune mereu cuvântul lui Dumnezeu, se repetă. Dar nu e cu gândul la cuvânt, nu e cu gândul la biserică, nu e cuvântul la ce spune altarul, ce spune preotul. Este tot la capră, la vacă, la oaie, ce-o fi, ce-o păți. Răspunsul este: du-te în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Du-te în biserică și se va spune ce trebuie să faci. Du-te în adunare și se va spune ce trebuie să faci. Dar asta numai când întreb: Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Doamne, nu-ți face să mă căsătoresc? Este întrebarea să o pui întâi. Ce vrei să fac? Din căsătorie, din familie. Ce vrei să fac din copii? Ce vrei să fac din sos? Ce vrei să fac din soție? Și răspunsul unul singur, un înger. Dumnezeu te vrea un înger. Să faci și tu pe alții îngeri. Nu un scamator, numai bani cu râsuri peste tot. Și ei zic că sunt frații și credincioși. Nu asta te cheamă Hristos. Ci trebuie să-i pui tu lui Hristos: Doamne, Tu ce vrei să fac? Tu m-ai întrebat de mine ce vrei să fac.
când a venit la credință. Dar după ce a venit la credință, după ce a venit la biserică, după ce a venit la adunare, este timpul să înveți să întrebi: Doamne, eu ce vrei să fac? În slujba ta. Tu ce aștepți la mine? Ce mi-ai rânduit să fac, Doamne? Și fă ce crezi că spune, are frate de alăcozie. Du-te și întreabă și fă ce crezi că spune. Ce trebuie să fac? Ce întrebeau un copil. Un copil tânăr, Iosif, în casa lui frații și părinții lui. Fiindcă Iosif tot povestea la frații vis, că visa noaptea, visa, când visa, tot ce visa le spunea. A ajuns, spune și tată, și mama râdeau de Iosif. Iosif, visele tale sunt prea de tot. Și Iosif zice, ce trebuie să fac? Că nu mai mă ascultă nici tata, nu mai ascultă cuvântul lui Dumnezeu, nici tata, nici frații. Când tata trimite pe Iosif să aducă vești, unde sunt, ce fac, cum trăiesc, cum se descurcă acolo, cu turmele, frații și Iosif, hai să luăm unul să ne scăpăm de el. Iosif se întreba, ce vrei să fac? Ce vrei, Doamne, să fac? Dumnezeu a spus, du-te. Nu l-a întrebat că vor aștepta, că vor arunca vântul. Ce vrei să fac? El își ducea cuvântul și slujba de ce vrei să fac, Doamne? Chiar că l-au aruncat în fântână, nu s-au împotrivit. Le-a lăsat. Pentru că el era cu ochii la Domnul. Doamne, ce vrei să fac? Stai liniștit. Du-te în cetate și se spune. Du-te în fântână și se va spune ce trebuie să faci. Ajunge Iosif în casa în Egipt, rob. Doamne, ce trebuie să fac rob în Egipt? Du-te și ce se va spune ce trebuie să faci. Du-te acolo în Egipt. Ajunge în închisoare băgată. Doamne, ce trebuie să fac? Du-te în închisoare și ce se va spune acolo. Acolo îți va spune Dumnezeu ce trebuie să faci. Ajuns Iosif la vârsta de 30 de ani în temniță. Pe nedrept. Era nevinovat. Dar Iosif aștepta mereu. Doamne, ce trebuie să fac? Doamne, ce vrei să fac în închisoare? Acolo în închisoare Iosif are descoperiri. Îi spune un temnițat, un arestat ca și el. Tu mâine, peste 3 zile, tu vei fi eliberat. Și a fost eliberat. Altul i-a spune, tu peste 3 zile vei fi spânzurat. Și a fost spânzurat. Deci și acolo Dumnezeu era cu Iosif. Iar și acolo avea... Dar când a fost eliberat, cel că s-a eliberat, i-a pus o întrebare. Când îi ajunge la bine, aduce aminte și de mine. Pentru că pe nedrept sunt în temnița asta. Pe nedrept sufăr aici. Așa credea Iosif, că pe nedrept. Dar inima lui mereu, în fața lui Dumnezeu, punea întrebare. Ce trebuie să fac? Ce vrei să fac? Și ce trebuia să facă? Trebuia să împlinească vârsta de 30 de ani ca să ajungă om matur, la maturitate, să ajungă cu mintea plină, cu mintea luminată, cu mintea... Și atunci Iosif acolo în temnița petrecut ceva. Ceva ce spune la Psalm 104, versetul 18 cu 19. La 30 de ani, după 30 de ani de luptă, de mers la biserică, de mers la adunări, cum era și în vremea aceea, cum este azi și pentru noi. La 30 de ani lui Iosif s-a întâmplat ceva. Acolo spune cuvântul la Psalm 104, versetul 18 cu 19. Iosif a așteptat și a tot întrebat pentru ce trebuie să facă. Până ce a venit cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului l-a prins pe Iosif. Așa spune Psalmul 104, versetul 18 cu 19. Iosif s-a întrebat până la vârstă de 30 de ani, ce trebuie să fac? Ce aștept de la mine? Ce vrei, Doamne, să fac? Și Dumnezeu lucra la inima lui. Dar el nu cârtea. El nu se împotrivea. Nici că e COVID, nici că vine boala, nici că vine moartea. El știa că Dumnezeu e mai puternic decât boala, mai puternic decât moartea. Și tot ce vrei să fac? La 30 de ani, într-o temniță, într-o închisoare, a așteptat Iosif și a tot întrebat, până ce a venit cuvântul Domnului, până ce a venit cuvântul lui Dumnezeu. Și adaugă la Psalmul 104 cu versetul 19, cuvântul Domnului l-a prins pe el. Fratele meu și sora mea, cuvântul Dumnezeu te cheamă astăzi și pe tine. Nu să faci un fel de circ, nici pe drum, nici acasă, nici în biserică, nici în adunare, ci să te aprindă cuvântul Dumnezeu. Să-L întrebi pe Domnul, Doamne, dacă vrei, dacă vreau să fiu unelta ta, în mâna ta, spune-mi ce vrei să fac, învață-mă ce trebuie să fac, spune-mi ce trebuie să lucrez, dă-mi de lucru în ogorul tău, că dacă nu-mi dă satan în ogorul lui. 30 de ani s-a luptat Iosif
și în fântână, dar a simțit pe Dumnezeu cu el. Și în tenistă l-a simțit pe Dumnezeu cu el. Pentru că se tot neam, Doamne, ce vrei să fac? Arată-mi ce vrei să fac. La 30 de ani a arătat. Până ce a venit cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului a prins pe Iosif. Așa spune Psalmul 104, 18 cu 19. Cuvântul Domnului a prins pe el. Atunci a simțit Iosif ce trebuie să facă. Atunci a învățat Iosif ce trebuie să facă. Pentru că abia atunci a ieșit semănătorul să semene sămânța în inima lui. Până acum inima lui nu era pregătită. Până la 30 de ani nu era pregătită încă. Inima lui nu era încă matură, nu era coaptă, cum se zice. Poamele nu se pot mânca sau fructe nu se pot până când se coacă, la vremea coacerii. Este vremea coacerii și a sufletului și a credinței. Când te întâlnești cu Dumnezeu, când degetul lui Dumnezeu se pune și lucrează el. Când Moise făcea în fața lui Faraon minunea, cum toiagă, rugă toiagă, se face un șarpe, vrăjitorii lui Faraon, fac și ei. Fac și aceeași minune. Aruncă și tăiegele, să arate lui Moise. Și noi suntem Dumnezeu. Numai că șarpele lui Moise înghițea pe toți cerpii vrăjitorilor. Și atunci Faraon, supărat, se uită la vrăjitorii lui, păi ce e cu voi? Ce se întâmplă? De ce șarpele lui Moise înghițe cerpii voștri? Iar vrăjitorii au spus lui Faraon, aici e degetul lui Dumnezeu. Nu mai este înțelepciunea sau minciunile lor. Nu mai este puterea oamenilor și a vrăjitorilor. Aici e degetul lui Dumnezeu care înghite și vrăjitorii și șerpii vrăjitorilor. Și atunci au înțeles oamenii și au înțeles Faraon și au înțeles și Moise s-o imit. Degetul lui Dumnezeu, frate și soră, degetul lui Dumnezeu trebuie să vină, să lucreze, să aprindă și inima noastră și inima viața noastră și casa noastră. Dar prin unul credincios într-o cetate, prin unul credincios într-o familie, cât mai este unul, până mai rămâne unul credincios, așa spune poezia fratei Traian. Eu nedejde pe că viața asta, tot se va bate, dar vine cuvântul de rost. Dar când nu mai este nimeni, mâinile spre cer să-și țină, cine mai oprește focul și ușcea să nu vină? Astăzi ne plângem, toate televiziunile, vine focul, vine urgia, Grecia arde, America inundată de ape, vin fel de fel, oamenii văd că vine focul și urgia. Dar nu știu medicamentul, nu știu tratamentul să-l caute. Unul credincios într-o cetate. Că până mai rămâne unul credincios, nenorocea de-a tot se va abate. Disperarea, durerea de-a tot se va abate. Pentru unul credincios într-o cetate. Astăzi te cheamă Dumnezeu în biserica din Bozovici. Pentru că vrea să te facă unul credincios într-o cetate. Chiar dacă mergi din cârși, chiar dacă mergi, ești bolnav. Dumnezeu vrea să te facă unul credincios într-o cetate. Că atunci este un îndrept că pe deapsa de la toți se va abate. Asta e rostul bisericii. Asta e rostul adunării lui Dumnezeu. Să zidească și să crească. Unul credincios într-o cetate, un preot credincios într-o cetate, o soră credincioasă, un frate credincios într-o cetate. Pentru că prin aceștia lucrează Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează prin cei mulți, are un frate de-a poezie, ci prin cei buni și credincioși. Iată, așa a ales Dumnezeu și așa alege Dumnezeu. Pentru că ieșit asemănător să semne sămânța sa. Mulțumim lui Dumnezeu că astăzi a ieșit semănător să semne sămânța sa și în Bozovici. Și în inima ta, și în viața ta. Pentru că cuvântul Dumnezeu are o chemare pentru tine. Să te facă în casa ta, să fii unul credincios. Ca să-L mântuiești și pe cel de lângă tine. Să-ți mântuiești și soțul, și copia, și copiii. Și fetițe, și toți pe care ți-a dat Dumnezeu. Pentru aceea te cheamă unul credincios într-o cetate. Ca să-i mântuiești și pe alții. Așa a lucrat Dumnezeu de când a venit pe pământ. Dar a lucrat numai în inima unde a găsit pământul cel bun. A rodit pământul unde rodește pământul. Unde sămânța rodește. Dar pământul bun rodește sămânța. În inima bună, în inima credincioasă. Iată ce vrea și așteaptă Dumnezeu de la noi, ca să ne învețe ca de azi, în fiecare zi, când te scoli, să pui întrebarea, Doamne, azi ce vrei să fac? Doamne, azi unde vrei să mă trimiți? Iată-mă, trimite-mă. Încerc să a făcut o strigare. Tatăl Ceresc a pus o întrebare.
Oare pe cine vom trimite să mântuiască neamul acesta păcătos? Nimeni n-a avut curaj. Sfinții, arhanghel, îngeri, nimeni n-a avut curaj să coboare pe pământ. Numai Fiul lui Dumnezeu a ieșit, iată-mă, Tată, trimite-mă, trimite-mă pe mine. Și l-a trimis Tatăl Ceresc pe Fiul lui. Ca să se coboare unul credincios într-o cetate. El a fost primul credincios într-o cetate. Care a învățat și pe alții. Care ne-a învățat și pe noi. Și care învață și pe cei ce vin după noi. Cum să ajungă, cum să fie și cum să rămână unul credincios într-o cetate. Așa cum îl vrea Dumnezeu. Om după inima lui Dumnezeu. Niște copii au pierdut măgărițele în Vechiul Testament. Au pierdut măgărițele. Dar ei n-au știut că Dumnezeu a făcut să le piardă. Dumnezeu le-a luat și le-a dus. Și ei trebuiau să le caute. Era Saul și cu slujitorul lui. Căutau disperați măgărițele peste tot. Unde sunt măgărițele? Cum să meargă la tata lor fără turma de măgărițe? Și atunci slujitorul îi dă o idee stăpânului său. Stăpâne, în cetatea asta este un om al lui Dumnezeu. Unul credincios într-o cetate. Unul. Era un proroc al Dumnezeu. Și a spus, haide să-l întrebăm, să vedem. Poate ne va arăta și nouă. Unde sunt măgărițele? Ei căutau măgărițele. Atât așteau. După mintea lor de copii, să-și căutau, că nu puteau să meargă acasă fără măgărițe. Nu puteau să meargă. Tata a fost atât de netrebnic, atât de... Și am pierdut măgărițele. Ți-a făcut o pagubă de mii de... Cât erau atunci bani. Dar ca să se spere rușinea, și că hai să întrebăm pe omul lui Dumnezeu. Poate ne va spune și nouă ce trebuie să facem. Ori ajung și ei la întrebarea. Ce trebuie să facem? După ce am pierdut măgărițe, după ce am pierdut copii, după ce am pierdut familia, după ce ne-am pierdut soții, după ce ne-am pierdut soțiile. Încă mai este. Ce trebuie să fac? Să repar, să îndrept ce-am greșit, ce-am stricat. Ce trebuie să facem? Întreabă pe o, se apropie Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu deja l-a anunțat. Procul Dumnezeu știa și aștepta. Ei nu-L cunoșteau. Și întreabă chiar, unde este casa văzătorului? Întrebau copiii. Dar ei nu știau că vorbeau chiar cu văzătorul, cu prorocul. Procul zice, eu sunt văzătorul. Au rămas mirați. Dar am primit un răspuns. Nu de măgărițe. Că le-a spus, nu vă mai plângeți. Măgărițe au fost găsite. S-au dus acasă tatăl vostru. Voi ați fost chemați aici pentru altceva. Și le-a spus cam așa. Îți voi spune acum, îi spune tânărului Saul, tot ce se petrece în inima ta. Dar ei căutau niște măgărițe. Habar n-aveau ce se petrece în inima lor. Dar Dumnezeu avea alt plan cu ei. Îți voi spune, primul lucru îi spune prorocul tânărului Saul, îți voi spune acum tot ce se petrece în inima ta. Am să-ți descoperi tot ce zice Dumnezeu. Ei au rămas mirați, uimiți, că au intrat într-o altă lume. Deși erau pe același pământ, dar au intrat în lumina și Duhul și puterea lui Dumnezeu. Îți voi spune ce se petrece în inima ta. Păi nu știe soțul, nu știe soția ce se petrece în inima, soțul știe de lângă el. Pentru că fiecare caută să viclenească, să șmecherească pe celălalt, ca să râdă ce deștept sunt eu. Nu ești deștept atunci. Ci numai când Dumnezeu spune tot ce se petrece în inima ta, ca să fii mai bun de cum ești, mai curat de cum ești, mai sfânt de cum ești. Îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Asta e primul cuvânt care l-au copii ăștia. Și asta am să-ți descoperi tot ce-ți vorbește Dumnezeu. Și atunci a luat un de lemn și a turnat pe capul lui Saul și a spus, acesta este semnul că Domnul te-a ales, că Domnul te-a uns. După acestea spune, vei merge la muntele lui Dumnezeu, trimite la muntele lui Dumnezeu și mai spune, pe drum vei întâlni o ceată, ceata prorocilor și tu vei proroci împreună cu ei. Iată ce-i ceata bisericii, ce-i ceata durerii, ce-i ceata prorocilor, să intri să primești Duhul lor. Saul a primit Duhul lor. Și spune cuvântul, îi spune, va veni și peste tine Duhul Sfânt. Unde? Pe deal, la plimbare, la munți, pe ape, în lume. Nu! În ceata prorocilor, în ceata bisericii, în ceata adunării. Duhul Sfânt va veni și peste tine. Va veni și peste voi, spune cuvântul Dumnezeu.
la unul sau el. Va veni și peste tine. Și vei proști și tu împreună cu ei. Dar el n-avea două prorocii. N-avea două prorocii. Dar fiindcă a intrat în ceața prorocilor, fiindcă a intrat în ceața bisericii, pentru că a intrat în ceața adunării, Duhul Sfânt se va coborî și peste tine, spune. Și se mai adaugă ceva și mai minunat. Când se vor adeveri toate astea, tu te vei face în alt om. Și așa dau cuvântul și Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Aceasta înseamnă, aceasta este pământul cel bun în care lucrează și rodește cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Și după aceasta știți ce spune? Du-te și fă ce vei găsi de făcut. Că Dumnezeu de acum este cu tine. Asta a fost semnul pentru acești copii. Du-te și vei găsi. Și fă ce vei găsi de făcut. Pentru că de acum Dumnezeu este cu tine. Aceasta este și de asemănător. Se semene sămânța sa. Și în pământul cel bun a dus roade și a rodit. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Degetele Dumnezeu să se pună și pe inima noastră, peste sufletul nostru. Să primim și noi răspunsul acum când plecăm acasă. Du-te și vei găsi și fă ce vei găsi de făcut. Pentru că de acum Duhul Dumnezeu este și peste tine. Și s-au dus și s-au primit toate cele cuvinte, spune Scriptura. Deci iată ce vrea și așteaptă Dumnezeu. De la pilda pe care s-am auzit-o. Să te găsească pământul cel bun pregătit care se rodește. Să aduce rodul. Rodul cuvântului Dumnezeu. Nu rodul glume, bancuri, distracții. Nu frecărie și pierdere. Ci du-te și vă ce vei găsi de făcut. Pentru că de acum Dumnezeu este cu tine. Și ne ajută bunul Dumnezeu. Să plecăm acasă cu o altă inimă. Așa spune de oamenii ăștia. Și Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Iată ce face biserica. Îi dă o altă inimă. Iată ce face adunarea. Îi dă o altă inimă. Nu inima fricoasă care plânge și fuge și se ascunde. Că vine moartea, vine... Dar înainte de moarte vine Dumnezeu și adună pe toți ce e Lui. Așa scrie Scriptura. Înainte de veni sfârșitul, Dumnezeu își adună pe toți cei care sunt ai Lui și duce pe norii cerului, duce acasă. Și peste cei ce rămân jos, peste aia rămâne Sodoma și Gomoră și sfârșitul și focul. Deci pregătirea noastră pentru astăzi, pentru acum, pentru vremurile de acum, este du-te și te fă copilul Dumnezeu. Du-te și întoarce-te la Dumnezeu. Vino la Dumnezeu. Vino în biserica lui Dumnezeu. Vino la adunarea lui Dumnezeu. Ca să te faci un copil al lui Dumnezeu. Ca să știi și să simți că l-ai ca tată pe Dumnezeu. Ca să vadă și cei din casa ta că tu l-ai pe tată ca Dumnezeu. Pe Dumnezeu ca tată. Să vadă și copiii că tu l-ai ca tată pe Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Ca să iasă semănătorul cu sămânța cea bună și în inima noastră astăzi. Nu mâine. Nu când te vii într-un sicriu, între patru scânduri și te voi duce, te aduce părintele spre cimitir și îți cântă veșnică pomenire. Să fii de acum să te întâlnești cu Dumnezeu. Să-L ai de acum pe Dumnezeu ca Mântuitor. Și atunci când vei pleca din lumea aceasta, să pleci pe brațe Îngerului Dumnezeu în ceruri. Să arunci cuvinte, să auzi cuvinte. Vin o slugă bună și credincioasă. Aceasta spune Dumnezeu copilor lui. Aceasta a venit semănătorul să seamene sămânța sa. Ca să descopere în inima oamenilor credința ta te-a mântuit. Îndrăznește, fiule, credința ta te-a mântuit, le spunea mereu Mântuitorul. Îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit. Frate și soră, și în Bozovici, cuvântul Dumnezeu este același. Și în biserica din Bozovici, îndrăznește, frate, îndrăznește, soră, credința ta te-a mântuit. Vino la Iisus. Urmează-L pe Iisus. Slăviți-vă Domnul. În numele Tatălui și a Fiului Sfântului. Amin.